cursurile nu vor mai fi reluate în acest an școlar pentru majoritatea elevilor și studenților, tocmai a anunțat președintele Klaus Iohannis. Care este punctul de vedere al dumneavoastră referitor la această decizie? Bun, este o decizie previzibilă, cel puțin în ultima săptămână, văzând presiunea venind dinspre partea părinților. Și aici mă refer la preuniversitar, partea de universitar, doar pot să-mi dau cu părerea, nu am atribuții acolo. Foarte mulți părinți și chiar și acum, după ce s-a luat această decizie cu anii terminali, ceea ce, din punctul meu de vedere, este o decizie foarte bună, pentru că acești copii aveau nevoie să-și intre un pic în ritmul școlii și sunt întrebări care spun... Domne, de ce se întorc și aceștia în terminal și n-au rămas acasă și doar să vină la evaluarea națională și la bacalaureat? Dar vă spun că acești copii aveau nevoie să intre un pic în ritmul școlii, să intre într-o perioadă scurtă de recapitulare, bineînțeles păstrând regulile de distanțare socială, păstrând regulile de igienă la nivelul unităților de învățământ. Sunt părinți care nu îi vor lăsa să vină nici pe cei de an terminale acum și din acest punct de vedere noi trebuie să avem o discuție cu Ministerul Educației și Cercetării pentru că este dreptul familiei să-și apere copilul așa cum crede de cuvință, astfel încât să nu se expună unui posibil risc de contaminare. Din acest punct de vedere, Ministerul trebuie să vină cu o soluție. Ce se va întâmpla cu acel copil care nu va dori să vină în această perioadă scurtă de timp, astfel încât să-și recapituleze, să-și consolideze competențele și să poată participa cu succes la evaluarea națională și bacalaureat. Vedem ce soluții sau ce răspuns vom primi din partea Ministerului. Mai avem întrebări ce se vor întâmpla cu familiile care nu au posibilitatea să-și plătească bone sau întreținători sau care nu au părinții mai în vârstă sau bunici, astfel încât să-și lase copiii, cei din creșe, preșcolar. Aici este o mare problemă, pentru că părinții nu se pot întoarce la muncă și nu vor beneficia nici de acel concediu plătit. Legea 19 care îi ajuta în acest sens și aici chiar este o problemă și la legea 19, din punctul meu de vedere, este inoperabilă, având în vedere că nu au beneficiat toți de această indemnizație. Firmele care au avut datorii nu vor primi aceste indemnizații. Ca să nu mai spun de termenul pentru care se primește această indemnizație, vorbim de 60 de zile. Eu am făcut toate demersurile în acest punct de vedere, am vorbit și cu Ministerul, deși nu era treaba Ministerului, era treaba Ministerului Muncii, am vorbit și cu Ministrul Muncii, i-am dat mesaj în acest sens prin care să găsească o soluție. Acum o lună și jumătate am vorbit cu domnul Sorin Câmpeanu, care a vorbit la rândul dumnealui cu Ministrul de Finanțe și a promis, în acel moment a promis, pentru că i-am spus, vă dați seama că eu voi posta și nu vreau să pară o postare mincinoasă. A promis că va rezolva din acest punct de vedere situația, pentru că nu sunt părinții vinovați că firmele respective au datorii și de asemenea poate nici firma respectivă nu e vinovată, poate fi într-o perioadă de criză financiară și poate plăti datoriile către stat cu întârziere. Bun, să revenim la treaba noastră cu decizia luată de către minister. Ce doriți să mai mă întrebați în afară de prima întrebare la care am răspuns? Păi doresc să vă întreb dacă este o soluție totuși în închiderea anului școlar altfel și dacă nu se pot găsi alte soluții ca elevii să meargă la școală și să fie în siguranță în același timp. Nu, sub nicio formă. Altă soluție și dacă vă referiți la anii non-terminali, nu acceptam. Inclusiv noi, deși am reiterat și noi poziția, dacă mă întrebați acum două luni de zile când a apărut prima dată suspendarea cursurilor începând cu 11 martie, noi am susținut și atunci, cu excepția anilor terminali, să continuăm și cu anii non-terminali. Ne dăteam seama că era vorba de o curiculă, chiar dacă programa parcursă este într-un procent foarte mare, de 70-80%, dar această curiculă nepredată pe semestrul al doilea se va raporta anul următor și nu va fi ușor pentru acești copii care deja sunt încărcați, deja știm cu toții că avem o curiculă încărcată și mult conținut care poate nu este relevant și nu îi va ajuta în viața de după ce termină liceul sau facultatea unii dintre ei. Dar care sunt motivele pentru care totuși părinții nu doresc să-și lase copiii chiar și din anul Riscul contaminării și trebuie să fim foarte înțeleși. Sunt 3 milioane de elevi care începeau să mișe, să plece din casă și puteau să contacteze acest virus inclusiv pe mijloace de transport. Pe de altă parte, ei puteau fi viitor purtător. Dacă, Doamne ferește, unul dintre ei contactau acest virus, intrau în familie și puteau să transmită acest virus și persoanelor mai în vârstă, poate chiar părinților, bunici și așa mai departe. Exista un risc major să apară nemulțumiri pentru că părinții, și credeți-mă, cel puțin în ultimele
30 de zile sunt permanent pe rețeaua de socializare cu ei. Unii dintre ei sunt chiar virulenți. Adică nu acceptau nici măcar discuția din acest punct de vedere și eu mă confrunt acum de două ore de când a apărut declarația domnului președinte cu nemulțumiri prin care spun că ei nu își vor trimite copiii nici măcar pentru clasele a 8-a și a 12-a. De aceea v-am spus că trebuie să găsim o soluție împreună cu ministerul astfel încât acești copii să nu fie lăsați repetenți, pentru că dacă nu vor veni, li se vor pune absențe și riscă să rămână repetenți. Nu ne putem juca cu un an în viața acestor copii. Soluția este bună, era singura care putea, mai era un scenariu în care acești copii să nu vină deloc, nici măcar ieșea din anul terminal și să-i planificăm sau să-i programăm direct pentru evaluarea națională și bacalaureat în luna iulie sau în august. Cum vedeți din toamnă că se vor întâmpla lucrurile? Pentru că cel mai probabil vom trăi în continuare cu acest coronavirus. Da, eu am spus că trebuie să învățăm să trăim cu acest virus. Pentru că până în toamnă nu cred că vom avea un vaccin care să asigure prezența copiilor fără niciun pic de risc. Pe de altă parte, nu știu care părinte v-aș dori să administreze un vaccin care a fost făcut pe repede înainte, într-o perioadă de timp scurtă, și foarte bine că un vaccin nu se face în 5-6 luni, și necesită, necesită câțiva ani de zile, astfel încât să vadă care sunt efectele secundare. Și în acest sens trebuie pregătită predarea, legiferarea predării în mediul online. Aș merge chiar mai departe în funcție de cum va evolua acest virus. Chiar și evaluarea să poți să o faci în mediul online și pentru asta trebuie niște investiții majore făcute de către guvern către Ministerul Educației, astfel încât să achiziționeze platforme online, să asigure securitatea acestor platforme, inclusiv la nivel de evaluare, pentru că învățământul universitar este pregătit în acest moment, cel puțin așa am informațiile, pentru evaluarea la nivel de sistem universitar se poate face fără probleme și există și autonomie acolo, sunt și bani acolo, se pot rezolva lucrurile, dar problema o avem aici în preuniversitar. Ce vom face cu clasele din ciclu primar, unde nu putem vorbi de lecții online la clasa pregătitoare, la clasa întâi, când acești copii trebuie să fie învățați cum să țină creionul în mână, care este poziția corectă față de caiet. Aici este o mare problemă. Ce vom face în continuare dacă vom avea acest virus cu învățământul preșcolar? Unde spunea și dumneavoastră, trebuie până la urmă să ieșim cu toții din casă, nu putem sta la nesfârșit ascunși de acest virus și, exact cum vă spuneam înainte, trebuie să găsim soluțiile să trăim până la urmă cu acest virus până vom avea un medicament care să asigure vindecarea într-un timp relativ scurt sau se va găsi un vaccin care să fie eficient. Întrebarea e ce se întâmplă cu preșcolarii, cu părinții, cu preșcolarii pe perioada verii, pentru că creșele funcționau până în luna august, grădinițele private funcționau inclusiv în luna august. Care sunt soluțiile pentru acei părinți? Aici trebuie să găsim înțelegere pentru acești părinți să deschidă totuși aceste creșe și bănuiesc că nu toți părinții își vor trimite, pentru că nici înainte aceste creșe nu erau pline cu acești copii, unii dintre ei aveau posibilitatea să-i țină acasă, ba financiare, ba găseau alte variante și aici trebuie să vorbim, exact cum am spus și la începutul interviului, cu ministerul. Deci trebuie să căutăm o soluție, că nu putem... calcul să cereți deschiderea creșelor pentru cei care nu au alte soluții? Da, și inclusiv nu numai creșe, vorbim și de învățământul preșcolar. Și grădinițelor. Da, și învățământul și grădinițelor, pentru că sunt familii care riscă să-și piardă locurile de muncă. Nu pot rămâne în continuare acasă și chiar dacă nu au atâta putere financiară să susțină 5 luni, 6 luni, 7 luni, ca Dumnezeu știe cât nu mai ține cu acest virus. Deci, în acest punct de vedere, vom avea o întâlnire cu doamna ministru. Prima dată o să o avem, bănuiesc, pe platformă, pe Zoom, rămânând ca după data de 15 mai, da, când restricțiile se vor anula, să putem merge efectiv fizic la minister și să avem o discuție față pentru aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult!